Нам, к сожалению, не дают возможности ознакомиться с теми обстоятельствами, вновь появившимися, на котором основывался возобновление уголовного дела. А равно как и все материалы дела, с которыми защита и господин Гринко не знакомы до сегодняшнего дня. Однако суд настаивает на скорейшее рассмотрение ходатайств, которые были поданы господин прокурором. Виктор Казаку, адвокат Леймонил Плошин, за него черга, интерпрет Андрей Дорожняк, за экзаменено шеден содержит декат публик, кауза пенал, один генерируй. Гринко Феликс, Ивоном Комитере, фракционный двор, приозут ли артикл сутного зеча, не обчинь 335, не оплону под пенал. Антимей артикл 275-76, 175-176, 342, код и процедура пенала, инстанция дежукаты диспуни, се адмите демеш слабозаторului де стат, прилагеш термин масури де репримари. Arestul preventiv aplicat în culpat lui Gringo Felix Ion pentru 30 de zile, începând cu 12 decembrie 2016, orele 17.05 până la 11 ianuarie 2017, orele 17.05 minute. Încheiere se execută imediat, însă poate fi atacat cu recurs la Curtea de Apel Chișinău în termen de 3 zile, prin intermediul judecătorului Irășcani, municipiul Chișinău. Președinte de ședință, judecător Vitaliu Cimac. În demersul apărării s-a solicitat eliberarea documentelor, adică să facem cunoștință cu materialele la care face trimitere procurorul în demersul său cu privire la prelungirea arestului. Ni s-au refuzat, cu atât că noi am bănuit situația că domn procuror, susținând demersul, va face trimitere la materialele cauze. Fapt ce și-au fost în ședință de judecată, care l-am presupus. Deci recuzarea a fost respinsă, cu părere de rău, după ce ați văzut că noi am parvenit la examinarea în continuare, dar domn procuror a făcut trimitere la materialele cauzei care noi nu am avut acces. Instanța s-a expus pozitiv față de demersul procurorului. A fost măsura preventivă prelungită cu 30 zile. Pare de rău. Totodată ați cerut recuzarea tuturor judecătorilor de aici. Da, și s-a primit foarte interesant că recuzarea tuturor judecătorilor la judecătorii Sitorul Rășcani s-a examinat însă și în complexul care face parte din judecătorii Sitorul Rășcani. Deci, în prezent, propunerea de recuzare nu este examinată în modul stabilit de legislație, adică de Curtea de Apel Chișinău. Să înțelegem că judecătorul nu avea dreptul să examineze de sine stătător această cerere? Cel puțin, codul de procedură penală nu prevede așa posibilitatea de a fi examinat propunerea de recuzare a judecătorului Sitorul Rășcani de către judecătorul care duce dosarul penal în cauză. Cum comentați decizia de a fi prelungit mandatul de arestare? Deci noi presupunem că scopul a fost atins, scopul a organului urmării penal și împreună cu instanța, deci ați văzut. Am încercat de două ori să declarăm recuzarea, însăși scopul a fost atins. Ați văzut că la trecerea examinării a încetării, propunerii de încetare urmării penale, deci procurorul s-a adus aminte de partea vătămată și repede a fost acceptat acest fapt de către instanță, dosarul a fost amânat pe altă dată. De ce solicitați anularea urmării penale? Deci sunt motive care sunt prevăzute de procedura penală, care ne permit nou să solicităm această încetare. Deci, în primul rând, ilegalitatea reluării urmăririi penale. În al doilea rând, existența a trei hotărâri judecătorești care deja au confirmat nevinovăția a clientului nostru.